Bună seara, felicitări. Bucurie mare am văzut în momentul golului. Cât de important a fost? Da, întâlneam o echipă foarte competitivă, o echipă care n-a pierdut acasă. Au mulți jucători cu experiență, știam că avem un joc foarte dificil. Am jucat foarte bine prima repriză, din punctul meu de vedere, chiar am avut ritm, am avut câteva situații de a marca. Ei au fost periculoși doar printr-un corner, din câte mi-aduc aminte, dar din păcate repriza a doua chiar am cedat inițiativa, n-am mai reușit să ținem de minge, să pasăm, să fim la fel de relaxați, să zic eu așa, ca și în prima repriză. Atunci am hotărât să cedăm deliberat terenul, să ne apărăm și să încercăm să jucăm un pic pe contre. Normal că a fost de bun augur și intrarea lui Blejdea, care până la momentul golului nu pot să zic că a avut o evoluție prea bună, dar până la urmă calitatea 1 contra 1 a făcut diferența. În rest, ne bucurăm foarte mult de victorie, dar din păcate, la fotbal, săptămâna următoare, tot marți, avem un meci extrem de complicat cu Astra, o echipă care va veni... Care a pierdut cu 5-0 ultimul meci. N-aș vrea să comentez acest meci. De ce? Pur și simplu n-aș vrea să comentez acest meci, dar cu siguranță noi vom avea un joc pe viață și pe moarte. Și de aceea trebuie să fim cu picioarele pe pământ și să fim foarte determinați și la acel joc ca să obținem cele 3 puncte, că sunt foarte, foarte importante. În același timp, nu știu dacă știe toată lumea, astăzi clubul împlinește 102 ani și le mulțumesc băieților că le-au făcut un cadou superb tuturor suporterilor al acestei echipe minunate din Ardeal. Diferența, cel puțin pe tabela de marcaj, a făcut-o puștil. Albert Hoffmann, 18 ani, spune câteva cuvinte despre el. Aceasta e o întrebare a lui calități de a apărea la finalizare atunci când e nevoie al 6-lea lui gol în acest sezon. Da, normal, jucând atacant lateral, pentru că noi spun mijlocaș, e normal să înscrie. Are apariții foarte bune, cred eu, din cauza aceasta a prins și echipa națională, unde chiar a dat un gol foarte, foarte frumos. Dar în ceea ce privește la club, ultimele două jocuri de dinaintea acestuia, n-a avut evoluții chiar așa de bune, dar până la urmă să spunem așa că înțelegem, eu știu, tinerețea și lipsa de constanță. Da, îl simți la antrenamente, îl vezi în meciuri, ce viitor îi prevezi, ce potențial are? Sincer, potențialul are foarte mare, are calitate bună, din punct de vedere fizic, pentru un copil de 2003, chiar, de fapt, nici nu pot să-i spun copil care are 18 ani, sincer. Are calități bune și zic eu, dacă va fi serios, cu siguranță va fi unul dintre jucătorii care vor putea face diferența la Liga 1. În rest, ce să avem și alți copii, da? Chiar astăzi am stat și m-am gândit dacă să-l bag sau nu. Dimineață, până la urmă, am luat această hotărâre și până la urmă a fost de bun augur. Cum a fost pentru tine revenirea aici, în Ghencea, pe stadionul Steaua, un alt stadion față de cel pe care jucai tu, un alt gazon? Corect, gazonul chiar că este extraordinar. Totul este diferit. Primul lucru care l-am remarcat, că noi aveam vestiarele pe partea opusă decât aici. În rest, totul este nou, nimic nu mai... Nu pot să... Ok, am amintiri, dar fiind acest stadion nou, să spun așa, totul este diferit. În momentul de față mă bucur foarte mult de perioada asta la Hucluș și sper să fie cât mai lungă. Ați revenit pe locul 2 după această victorie, v-ați mai liniștit în privința calificării în play-off. O singură echipă este matematic calificată, Petrolul. Da, dacă vom reuși să câștigăm și jocul cu Astra, zic eu că vom fi și noi 100% în play-off. Și apoi va urma chiar meciul cu Petrolul. Da. Ultimul din acest an. Ultimul din acest an. Un meci în care sperăm noi la momentul respectiv să fim cât de cât aproape de ei și să fie un derby al campionatului. Mulțumesc foarte mult. Cu plăcere. Mai bine.